Bine v-am regăsit la o nouă emisiune, O minte sănătoasă într-un corp sănătos, alături de invitata mea permanentă, Olga Olimpia. Astăzi o să discutăm despre un subiect care îngrijorează din ce în ce mai mulți tineri și nu numai. Olga, bine te-am regăsit! Mă bucur tare mult, Cătălina, că suntem din nou împreună. Avem această ocazie să dăm informații celor dragi, prietenilor noștri care ne vizualizează întâlnirile noastre. Mă bucur tare mult încă o dată. Subiectul nostru din întâlnirea noastră este anxietatea. Din punct de vedere medical, nu o să intrăm pe tărâmul medicilor, pentru că noi nu suntem medici. O să vorbim din punct de vedere terapeutic și ne încadrăm în pătrățica noastră acolo unde noi suntem și aici o să dăm răspunsurile. Da, este așa cum ai spus tu, Cătălina, din ce în ce mai mulți tineri sunt preocupați de acest subiect și nu numai, pentru că sunt foarte mulți factori care influențează această anxietate. Anxietatea are mai multe somatizări, mai multe indicii în corpul uman. Sunt două tipuri de indicii, o parte care somatizează corpul și cealaltă psihică. De aceea este destul de vast subiectul și o să-l dezvoltăm bucățică cu bucățică ca oamenii să înțeleagă din punctul nostru de vedere ce dorim să informăm și cum îi putem ajuta. Puteți să ne spuneți atunci foarte scurt ce este de fapt anxietatea? Anxietatea este o stare, exact cum am spus, un dezechilibru pe care specialiștii ar spune că sunt mai mulți factori care influențează acest dezechilibru. De obicei, ea se instalează persoanelor slabe, persoanelor care au mai puțină încredere în ei, persoanelor care au nevoie de mai mult, au nevoie de mai multă încredere, de mai multă creștere de stimă de sine. Exact cum spuneam, ea se manifestă prin mai multe feluri. Primul lucru, nu și nu la toată lumea, la o formă, pentru că este foarte diferită la personalități. Poate să ducă până la stări de greață, vomă, poate să ducă până la agitație, senzația că nu ai aer, tremurat, amorțel de mâini, de picioare. Deci este o stare care trebuie controlată și sunt câțiva factori care ne pot ajuta în astfel de stări, vorbind din punctul nostru terapeutic. Că vorbeați de corp, poate anxietatea să ne afecteze starea noastră fizică, adică să ne afecteze inima, creierul? Din punctul meu de vedere, nu. Nu, pentru că se întâmplă de foarte multe ori persoane care intră în atacul ăsta de panică și ajung la spital, la urgență, în ideea că ei ar avea probleme serioase cu inima, cu creierul sau cine știe ce alte probleme închipuite, să spunem, și se constată că din punct de vedere medical ei sunt bine de foarte multe ori, cei care vin la urgență în momentul în care au astfel de atacuri. Nu afectează. Aici eu aș recomanda de fiecare dată cei din familie, cei care sunt aproape de persoana care are anxietate, să-i sprijine, să-i ajute și ei să fie un pic instruiți și educați ce să facă în acele momente cu persoana respectivă. În cazul în care anxietatea asta este întreținută și o duci foarte mult timp și nu mergi la un medic de specialitate care să te ajute să te susțină, să te vindeci de treaba asta, intri și o complici și atunci intri în atacuri de panică unde poți să ajungi chiar la leșin și stări foarte serioase.
Din păcate, este un moment foarte greu când o persoană începe să aibă un atac de panică și, din păcate, noi nu suntem atât de instruiți ca și prim ajutor ce să facem cu aceste persoane. Care credeți că ar fi acest prim ajutor care am putea să le oferim și cum deosebim o persoană când face un atac de panică sau nu? Sigur că da, sigur că da. Noi, familia, partenerul de viață, părinții ar putea foarte mult să ajute și să susțină persoanele care sunt în astfel de stări. Primul lucru este să-i ajutăm pe cei care sunt în astfel de stări să le distragem mintea de la momentul care este. Adică unul din lucrurile pe care noi le facem în terapiile noastre cu oamenii este să îi ajutăm în momentul ăla să respire conștient, să facă câteva respirații profunde. Respirația foarte mult reglează starea ta de spirit. După aceea să simtă anumite sunete, să spună ce aude, câteva sunete, ce auzi, aud frigiderul, aud televizorul, aud pe vecinul, aud mașina în stradă, da? După aia arăți câteva obiecte, asta ce este, ochelari, pixul, pur și simplu sunt niște exerciții simple care distrag mintea persoanei care este în faza de anxietate. Ajută foarte mult până când el se liniștește și conștientizează că nu e niciun pericol, nu este nicio frică, nu este nici într-o junglă, nu-l rupe tigru, nu-l rupe leu, nu se întâmplă absolut nimic și inima lui se liniștește, respirația, corpul începe să-și revină la forma normală. Înseamnă că există un moment vulnerabil care ne poate crea acest atac de panică? Da. Am putea să spunem că se trag mult din copilărie lucrurile astea, acei copilași care au avut anumite traume, le putem spune așa, psihice în copilăria lor, nu știu, au fost închiși în casă, au fost sub diferite forme, că poate sunt poate sunt momente în care n-au vrut familia sau părinții să-i traumatizeze. Așa a fost viața, așa a fost momentul, să nu se înțeleagă greșit. Și trebuie mers acolo, în copilăria lor. Acolo trebuie lucrat și asta necesită examen de specialitate cu specialiști pe acest domeniu. Putem să numim această anxietate ca și o boală? Din punctul meu de vedere și dacă m-aș referi și la medicina tradițională chineză, eu aș spune că nu. Eu aș spune că nu o putem numi o boală. O boală aș spune prea mult și poate o să fie cineva intrigat că o să spun asta, un fel de boală închipuită, indusă de mintea noastră, de frică, de panică. Dar foarte mult ajută, de exemplu, mediul în care noi trăim. Studiile arată că inclusiv casa în care noi trăim, locul în care noi muncim, se impregnează de stări negative, de energii negative care ar putea să influențeze persoana respectivă. Cum ne dăm seama că întrebai, de exemplu, într-o casă unde și florile se ofilesc, acolo deja este un semn că este o energie negativă care poate influența persoana sensibilă, care are această sensibilitate. Toată amprenta noastră energetică se impregnează în pereții casei, chiar și animalele de companie pot să-ți dea semne în momentul în care tu ești dezechilibrat emoțional. Eu aș spune mai mult că ar merge pe o parte emoțională, o boală a emoțiilor. De aceea trebuie să fim atenți la tot ce este în jurul nostru, casa în care locuiești, să o cureți, să o purifici, cu ce? Cu tămâie, cu busuioc, cu rugăciune. Dacă știi că persoana care stă în casa aia este predispusă la atacuri de panică, la anxietate repetată, să fii atent ca florile în casă să fie vioaie, să fie sănătoase, animalele de companie să fie bucuroase, să fie sănătoase. Deci toate lucrurile astea îți arată de fapt starea ta emoțională, pentru că peste tot este amprenta ta energetică. Și
atunci să faci ceva în sensul ăsta, eu vorbesc pe parte terapeutică, care să te influențeze, să-ți dea siguranță, să te influențeze într-o stare de bine. Cum putem să ne dăm seama că lucrurile încep să devină grave? Adică considerăm că avem nevoie de un terapeut sau ne ajunge să învățăm noi să trecem singur peste sau cu ajutorul prietenilor sau familiei? Înțeleg întrebarea foarte bine, Cătălina. În momentul în care o persoană nu e suficient că ține cont de sfaturile unui terapeut, adică exact ce vorbeam noi aici, să curețe mediul, să fie atent la tot ce îl înconjoară, să lucreze cu el, cu respirație, cu mintea lui, să facă conștientizări și așa mai departe, el va repeta actul ăsta de anxietate și în momentul în care el întreține această anxietate și ajunge la atacurile de panică, atunci nu mai poate să facă nimic terapeutul, are nevoie de un specialist care să lucreze poate chiar și cu tratament medicamentos. Ziceați că aceste atacuri de panică poate să ni se tragă din copilărie, dar totuși sunt anumiți tineri care spun că au avut o copilărie frumoasă și conștientizează la vârsta de 20, 25, 30 de ani că totuși ei fac atacuri de panică. Care este explicația? Da. În spatele unei persoane care are atacuri de panică, ăsta este punctul meu personal, există o persoană sensibilă, o persoană mai delicată, emoțional, și la bază există un incident, o traumă care de fiecare dată când își readuce aminte memoria, de fiecare dată începe să dea somatizări în corpul fizic. Eu am văzut, de exemplu, la viața mea, copii de 20 de ani, de 1,90 înălțime, făcuți, solizi și așa mai departe, și spuneau: eu sunt puternic, eu nu am nicio treabă și așa mai departe, dar când ei pe interiorul lor erau foarte sensibili și foarte fragili. La fel este valabil și pentru femei. Multe femei care își pun o mască, un costum foarte puternic, că sunt femei puternice, sunt ok, ele n-au nicio treabă, dar în interiorul lor și în sufletul lor sunt foarte sensibile. Și de obicei persoanele astea, când rămân singure, ele cu ele, memoria începe să le facă anumite scene și de acolo începe să se manifeste starea lor emoțională. De aceea eu tot timpul recomand să se lucreze cu ei, fiecare, să ne dăm jos măștile, să ne dăm jos costumele și să fim noi înșine. Și în momentul acela, indiferent unde ai fi în lumea asta, să fii tu însuți, să ai încredere în tine, să ai curaj în tine, pentru că tu singur îți creezi boala, tu singur îți creezi viața ta. Și când credeți că este cazul să apelăm la un terapeut? Exact asta am spus. La terapeut poți să apelezi când simți că ai nevoie de un sprijin și exercițiile astea nu le poți face singur. Și atunci el te ajută să faci exerciții de respirație. Ți-am mai spus, partea asta de a curăța încăperea în care stai, patul în care dormi, mediul în care tu trăiești, la muncă, biroul tău, anumite lucruri care te pot să-ți aducă aminte de anumite faze care să pornească o stare de asta de dezechilibru în corpul tău. Să stai mai mult în natură, să lucrezi cu tine, să prinzi încredere în tine, să ai curaj, să te manifesti, să vorbești despre ceea ce simți. Deci ar fi mult mai multe. În momentul în care nu poți să faci lucrurile astea singur și familia nu te poate susține și nu te poate ajuta, atunci ai nevoie de un terapeut, dar și terapeutul poate merge până la un nivel. În momentul în care nici terapeutul nu mai poate să facă ce ține de el, e important să mergi la un medic de specialitate și care, ți-am spus, poți să ajungi până la tratamente medicamentoase, calmante și alte tratamente, ceea ce deja nu e bine deloc.
De aia e bine în prima fază, ca să o depistezi, să simți, să vezi care e starea ta, o controlezi sau nu o controlezi și să începi să lucrezi cu tine. Că vorbeam data trecută despre terapiile FOHAU și biorezonanță, din punctul ăsta de vedere, cum poți să îi ajuți? Da, terapia FOHAU foarte mult poate să aducă sprijin în ameliorarea stării pacientului respectiv, echilibrând foarte bine partea asta emoțională, pentru că ea lucrează foarte bine pe partea emoțională, pe sistemul nervos central și îi ajută foarte mult. Majoritatea persoanelor, după primele ședințe, deja sunt mult mai, cu mai multă încredere în ei, învață să-și manifeste emoția. Chiar în timpul terapiei foarte mulți plâng, în special femeile, pe urmă vorbesc despre anumite lucruri care le-au venit în minte în timpul terapiei, anumite stări pe care le trăiesc. La fel și bărbații, și ei au anumite stări în timpul terapiei și sunt foarte bune rezultate cu terapia FOHAU. Iar la aparatul de biorezonanță, acolo noi vedem mai multe detalii despre persoana respectivă și ne dăm seama care este momentul ei actual. Totul trebuie să fie gândit bine și făcut un protocol personalizat, că ți-am spus că oamenii sunt atât de diferiți și anxietatea asta se manifestă atât de diferit, la unii într-o formă, la altul într-o formă, unii chiar se blochează de frică, de spaimă, înțepenesc, alții se mișcă foarte mult, sunt agitați, vorbesc mult, deci sunt diferite stările oamenilor și manifestarea lor, ți-am spus, diferă de la om la om și în timpul terapiei, când noi lucrăm cu terapia FOHAU cu ei. Îi ajutăm, îi putem ajuta. Noi nu avem voie să vindecăm, nu suntem medici, de aceea dacă ceva ne depășește, îi îndrumăm la cei care sunt specialiști în acest domeniu. Eu chiar pot să confirm asta pentru că am făcut foarte multe terapii FOHAU la tine și, Doamne, zici că au fost minuni. Da, tu chiar ești una dintre persoanele care chiar ai rezultat și spuneam și în emisiunea trecută că sunt tare încântată de tine, la ceea ce ești astăzi și ești un exemplu pentru cei care sunt în faze de anxietate, cei care sunt în atacuri de panică, pentru că se poate, poți să depășești anumite faze din viața ta. Ți-aduce aminte cum mă sunai la telefon și îmi spuneai că ți-e rău și eu vorbeam prin telefon și spuneam: Cătălina, liniștește-te, du-te și respiră, deschide geamul. Ți-aduce aminte, Cătălina? Da, și este foarte greu pentru că tu în momentul în care faci un atac de panică zici: Doamne, păi cred dacă deschid geamul o să-mi revină. Da, deci e foarte greu. Da, da, tu știi din punctul tău de vedere, pentru că tu ai trecut prin asta. Da, și este foarte greu și ca om când faci un atac de panică și este foarte greu și pentru persoana care e lângă tine și nu știe ce înseamnă asta, nu știe ce înseamnă să te sufoci. Exact, să te ajute, foarte greu. Să te ajute. Da. Chiar și tu, la un moment dat, ai mers într-o parte în care spuneai că, vai, am probleme cu inima, am probleme cu aia, ți-aduce aminte? Și eu spuneam: n-ai nimic, Cătălina, ești bine. Nu, că eu merg să-mi fac analize, să văd, simt că am o problemă gravă, serioasă, nu se poate, ceva este acolo. Era atât de convinsă și spuneam: liniștește-te, nu ai absolut nimic, ți-ai făcut o grămadă de analize și tu erai sănătoasă, exact cum eu îți spuneam. Dar mintea ta, panica ta, stresul tău, fricile tale, toate împreună duceau la starea pe care tu ai avut-o. Da, mai ales că în momentul în care făceam un atac de panică, simțeam că nu mai pot să respir și mi-am făcut multe raze la plămâni și îmi zicea doctorița de familie: Doamne, că te înapoi sunt alții care lucrează în mină și nu-și fac. Exact, asta spuneam la începutul întâlnirii noastre, începutul emisiunii, că se manifestă diferit la oameni și se duce până acolo încât chiar crezi că ai ceva și începi să faci atâtea investigații și încă dacă medicina au fost bune, dacă analizele n-au fost bune și totuși eu am ceva. Deci mintea ta nu te lasă în pace și totuși eu am ceva, analizele n-au ieșit bune, medicul n-a, eu trebuie să mai fac investigații. Deci important este să te oprești,
Să ai încredere în tine, să respiri, să inspiri și cu cât lucrezi cu tine, cu sufletul tău, cu mintea ta, de-aia noi terapeuți aici putem să-i sprijinim pe oameni și să-i ajutăm să înceapă să-și găsească echilibru. Eu cred că și pandemia și-a spus cuvântul și cred că de atunci foarte mulți oameni au început din ce în ce mai mult să aibă atacuri de panică. Și mi-ar plăcea să dai exemplu care mi l-ai spus mie, cel cu... Domnul? Da, 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 domnul. Mi-ar plăcea foarte mult. Sunt doi frați, unul dintre ei a avut un accident de mașină și fratele care a rămas în viață a venit și a împărtășit și a spus că nu poate să meargă la mormântul fratelui lui, numai în ideea când trebuie să se ducă acolo, îi se moaie picioarele, îi tremură mâinile până leșină. Deci merge până la faza de leșin, soția lui trebuie să cheme ambulanța. Și am avut câteva întâlniri cu el, vreo 7 terapii, și am lucrat cu el, bineînțeles, și de la distanță, și energetic, și așa mai departe. Și mi-a spus că se apropie luminația și el este foarte pregătit, chiar a mers să curețe mormântul fratelui lui. A avut niște călduri, mi-a explicat el, a început să fie cald, a început să transpire, dar a știut să controleze, a făcut ce i-am spus să facă, a fost prezent aici și acum, să fie foarte bine înfipt, că nu se întâmplă nimic, să-și controleze mintea, că mintea o e razna, și mi-a spus că este ceva incredibil. Este pentru prima dată a plâns de bucurie și o să-mi trimit o fotografie de la momentul ăla de iluminație. Pentru prima dată, după atâția ani, poate să meargă să stea la mormântul fratelui lui și să-i aprindă lumânare. Este ceva incredibil. Gândiți-vă ce face mintea cu omul, până unde poate să-l ducă. Da, eu mai știu că în timpul pandemiei, cum nu se țineau evenimente, cunosc chiar foarte mulți cântăreți la care toți spuneau că, Doamne, mi-e blocată vocea, nu mai pot să cânt, nu mai pot. Și știu că ați și lucrat cu cineva și mi-ați dat exemplu și am fost piele de găină. Chiar era în perioada aia unul dintre persoanele care era un foarte bun cetăraș în zona noastră și chiar era blocat în perioada aia. Da, am făcut foarte multe. Acum nu o să spunem la televiziune tot, dar chiar l-am pus să cânte și și-a dat drumul la voce, la viață și dar tot mintea l-a blocat pentru că frica, spaima, că el nu se mai poate cânta, nu mai sunt nunții, nu mai sunt evenimente, el nu mai poate să-și manifeste jobului, ceea ce el făcea din pasiune, l-a blocat, l-a paralizat. Nu mai putea nici măcar spune numele la un moment dat. Și încet, încet și-a dat drumul lucrând. Da, sunt foarte mulți oameni care pot fi ajutați dacă cer ajutor. Asta e important, să ceri ajutor, să recunoști că ai o problemă, un dezechilibru și ceri ajutor să fii sprijinit în sensul ăsta. Pentru că timpul ne presează, Olga, aș mai sta cu tine ore în șir să povestim despre orice subiect. Aș vrea să le transmiți telespectatorilor sau chiar să le recomanzi ce ar putea să facă în astfel de momente. Da, exact cum am spus, cu riscul că mă repet, în primul rând, când solicită un sprijin de la terapeuți, ar fi bine să vină cu partenerul de viață sau ar fi bine să vină cu părinții sau cei din familie care să fie un pic instruiți ce să facă cu persoana respectivă în momentul în care are astfel de stări. Pentru că e foarte important și pe urmă, pentru că dacă ei nu fac lucrurile astea și nu sunt instruiți, îți dai seama că primul lucru este sună la salvare, vine salvarea și de aici începe alte lucruri. Și ei să lucreze cu ei, foarte important să lucreze cu ei, să vadă care e cauza, de unde mintea le induce aceste stări, să lucreze cu emoționalul lor, cu emoția lor, e foarte importantă emoția și în special partea asta de frică, frica de
frica de moarte, frica de nu am aer, mă asfixiez, frica că mi se oprește inima, frica de boală, frica de singurătate, frica care paralizează de multe ori și duce în această stare. Bineînțeles că un stil de viață sănătos pe care îl recomand tuturor, un somn odihnit, nu pierdute nopțile, de obicei tineri din ziua de astăzi, majoritatea nu dau preț pe somn, zice lasă-mă că o să dorm eu, acum n-am o viață, am și să dorm, nu mă pune să dorm, eu când le spun asta și când aud treaba asta, e foarte important somnul, mintea să se odihnească, corpul să se regenereze, unul din factorii care dezechilibrează, pe urmă o alimentație sănătoasă, nu mă puneți acum doamna Olga să nu mănânc McDonald's, fast food și din astea, dacă putem vorbi despre astea, eu vreau să mănânc chestii de genul ăsta, acum, când o să le mănânc. Deci un stil de viață sănătos, asta înseamnă să te hidratezi fără băuturi, așa mai departe, să bei apă, să faci un pic de mișcare, să stai mai mult în natură, să lucrezi cu tine, să faci lucruri care îți plac, să-ți găsești hobby-uri care îți înalță sufletul și îți dau energie. Și toate lucrurile astea, un om care va avea o astfel de stare și lucrează la el, niciodată nu o să aibă anxietate și atacuri de panică. Niciodată. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care l-a alocați și ascultați emisiunea noastră aici împreună cu Cătălina. Noi dăm din experiența noastră, suntem autentice, avem și emoții, avem tot felul de stări, ne manifestăm așa cum suntem noi, fără niciun costum, fără nicio mască, și vă mulțumim că ne apreciați așa cu bune și cu rele, ne apreciați așa cum suntem, și vreau să închid întâlnirea de astăzi prin acele fraze pe care eu le repet de fiecare dată: aveți încredere în voi, aveți încredere în viață, aveți încredere în Dumnezeu. Vă mulțumesc! Dragi telespectatori, atât pentru astăzi. Dacă aveți alte subiecte care ați dori să le dezbatem aici împreună cu Olga, noi vă rugăm să ne lăsați un comentariu sau puteți chiar și în privat. Până atunci, toate cele bune!